Sunt la Stopaciu, m-am născut în Hunedoara, județul Hunedoara. Sunt, mă consider un antreprenor, încă de la început. Am terminat telecomunicațiile și pot să spun că, deși sunt inginer, n-am practicat ingineria nici măcar o singură zi, pentru că încă din anii 3-4 ale facultății m-a prins flama antreprenoriatului, a managementului, a marketingului și de atunci, practic, tot focusul meu s-a dus către această zonă. Am trăit cel mai mult timp din viața mea de până acum în Timișoara, unde am făcut și facultatea și am avut și primul job. Și tot acolo am avut și primul business. Am pornit în zona de telecomunicații și ca angajat și ca antreprenor. Am avut o rețea de magazine, am ajuns până la 14 magazine și am fost printre primii antreprenori care am reușit să facem un exit din acest business pe vremea când, hai să spunem, șansa micilor antreprenori devenea mai mică de a face față marilor rețele de telefonie mobilă. După această prima experiență antreprenorială, ne-am îndreptat către atenția către zona de medicină, dezvoltări medicale. Am practicat tot așa proiecte antreprenoriale în această industrie vreo 3 ani de zile. Și recent mă îndrept cât mai mult către antreprenoriatul social. Am descoperit o pasiune în această zonă. Am înființat această organizație non-guvernamentală, această asociație, care are focusul de a ajuta antreprenorii din România și, în special, de a contribui într-un fel sau altul, sperăm noi, cât mai consistent la crearea unei culturi antreprenoriale sănătoase. Așa a apărut proiectul Business Days. Îl facem de 3 ani de zile. S-a născut în Târgu Mureș în 2010, în martie. Și de atunci, practic, creștem an de an. Noi ne place să spunem cât alții în 4, pentru că noi facem, în general, cam 4 mari evenimente pe an. Anul acesta avem foarte multe proiecte ambițioase. Extindem această, mai spunem, platformă. O transformăm în ceva mult mai complex și mult mai multidisciplinar sau pe multe planuri, în sensul că ne îndreptăm foarte mult atenția și către online, către mobile, aducem fel și fel de platforme, care focusul este pe a crea fel și fel de modalități de interacțiune, de networking pentru oamenii de afaceri. Vrem să-i ajutăm să-și dezvolte atât abilitățile de marketing, de management, de vânzări, cât și cele de networking, oferindu-le atât platforme online de conectare, de comunicare, de interacțiune, cât și prin intermediul evenimentelor sau emisiunilor pe care le facem, posibilitatea de a interacționa în mod, mai spunem, natural, firesc, cu alți oameni de afaceri prin cadrul acestor evenimente sau emisiuni. Asta este foarte pe scurt ceea ce, mai spunem, parcursul profesional al meu în ultimii ani. Pot să spun că viața mi-a oferit destul de multe provocări și am învățat foarte mult, în special din interacțiunea cu alți oameni. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez în echipă. Sunt un om care încurajez învățarea prin propria experiență și sunt genul de om care nu penalizez din prima greșelile, ci le consider ca niște lecții care te ajută să privești aceeași problemă într-un alt unghi și să încerci să o rezolvi altfel. Eu n-am avut această ocazie, am avut parte de mulți șefi pe vremea când lucram care erau intoleranți față de acest lucru și de multe ori consider că n-am reușit să mă dezvolt adevăratul potențial în acele joburi pentru că nu aveam acea toleranță prin care să privești, spunem, o problemă sau o provocare mult mai creativ, mult mai relaxat, mult mai orientat spre oferirea unor soluții la situațiile în care erai pus, fie de o problemă, fie de o provocare, fie contextul sau mediul îți genera o astfel de situație. Îmi place foarte mult să încurajez tinerii să vină alături de proiectele noastre. Avem foarte multe colaborări cu voluntari
Și pentru noi este un mod în care cineva care caută un job, să vrea să-și dezvolte abilității în această direcție, de organizare de evenimente, management de proiect, poate chiar partea asta de online, de social media sau TV, e o bună modalitate de a intra în această chestiune, pentru că îi oferim această posibilitate. Inclusiv noi când recrutăm oamenii, îi trecem prin diverse etape. Prima este partea de voluntariat, a doua se transformă într-un voluntar permanent, adică luăm noi la mai multe proiecte, urmând ca ulterior să-l aducem la statutul de salariat sau de colaborator în funcție de ce este mai dezvoltat în el în momentul respectiv, latura, să spunem, salarială sau latura antreprenorială. Că îl încurajăm și chiar îi ajutăm să-și facă primii pași, prima firmă, dacă descoperim că spiritul antreprenorial este mai puternic decât cel salarial. Adică suntem foarte preocupați ca, prin exemplu nostru pozitiv, și Business Day este un astfel de proiect care a pornit practic din nimic, ne autosustinem în plină criză financiară, adică în 2010 am pornit și am crescut în fiecare an cu destul de mult. Considerăm că exemplul pozitiv, exemplul personal, așa cum faci și tu, este cel mai important lucru pe care, practic, fiecare dintre noi avem obligația să o lăsăm generațiilor care vin. Suntem foarte aproape de tineri, foarte aproape de studenți, întotdeauna încurajăm și oferim, subvenționăm chiar participarea lor la evenimente pentru a fi alături de alți oameni de succes, pentru a interacționa cu ei, de a se inspira, de a se motiva, de a se încărca cu acea atitudine pozitivă fără de care nu poți să faci față cu succes provocările zilelor noastre. Și câteva learning-uri? Câteva learning-uri despre ce am învățat din viață. Am învățat că în momente de schimbare, în momente dificile, cum este și perioada prin care trecem, mulți o definesc criză, unii o definesc ca și o nouă platformă de oportunități, este foarte important să-ți rescrii ADN-ul de om de afaceri. Și unul dintre lucrurile pe care această criză financiară m-a învățat este că flexibilitatea, adaptabilitatea și să accepți schimbarea ca o constantă în viața ta sunt niște lucruri pe care trebuie să ți le asumi și trebuie să le consideri ca niște valori după care trebuie să-ți conduci de acum înainte business-ul. O altă lecție pe care m-a învățat, pot să spun destul de dur, viața este că întotdeauna între bani și timp există un echilibru. Când nu ai bani, poți să investești mult timp ca să suplinești lipsa banilor. Când ai bani, poți să cumperi timp, angajând alți oameni sau găsind diverse alte modalități, accesând o tehnologie mai modernă pe zona asta. O altă lecție pe care cred că este foarte important să o învățăm și mai ales noi românii, este că împreună, mai mulți, putem face mult mai bine lucrurile decât singuri fiecare. Adică credem în spiritul asociativ, suntem un susținător al acestui spirit asociativ și credem că poate schimba foarte mult din situația în care suntem cu toții noi ca români, atât economic cât și social. Dacă ne-am unit și am stat și am vorbit mai mult și am încercat împreună să facem anumite lucruri și ne-ar păsa mai mult de ceilalți decât de noi înșine, cu siguranță ne-ar fi mai bine. Pentru că avem o țară frumoasă, avem niște resurse deosebite, suntem oameni inteligenți, pentru că întotdeauna când merge un român undeva evoluează foarte mult și avem câteva exemple foarte frumoase de succes în România și credem că împreună, adunându-ne și încercând să facem anumite lucruri, putem face mult mai bine decât singuri. Și Business Day este un astfel de exemplu, ceea ce faci tu este un alt exemplu de genul acesta, că atunci când oameni de valoare se adună și gândesc, privesc în același lucru și acționează într-un sens comun sau în jurul unui interes comun, se întâmplă minuni, se întâmplă lucruri frumoase. Mulțumesc frumos!